Băieți, am fost și noi la o petrecere, venim târziu noaptea și am petrecut și noi, știți cum e, la o petrecere, bei, te distrezi, faci toate astea și din păcate nu știu cu ce să ne întoarcem acasă, adică nu prea avem cu ce să ne întoarcem, dar eu stați aici, ieși eu, da, stai să dăm, ia, opa, bă, stai că e bine, avem noroc, este 3 dimineața ceasul, da, la 3 dimineața să circule autobuz, bă, poate pe aici, cine știe, poate chiar o fi autobuz, habar n-am, la 3 dimineața, ok, încă 2 minute mai avem, aștepta. Opa, a venit un om aici, mamă, stai că m-am speriat puțin. Puta, omul ăsta n-are față, what? Doar o persoană care așteaptă autobuz, ok, așteaptă autobuz, dar e cam ciudat, adică parcă n-are față. Să trăiți, salutare, încă 2 minute, ok. Bă, da, 2 minute, parcă, de ce încă 2 minute, că parcă mai era 1 minut? Oh. Ok, stai că am vorbit de asta. De ce sunt afară noaptea? Păi, ce să zic și eu, am fost și eu la o petrecere. You're not a talker. Ce? Ah, ok, deci are o sticlă de bere. Bă, nu știu, n-aș bea, sincer. Adică, deja am venit de la o petrecere. Tocmai ce vreau să zic. Da, nu prea. Da, noi copii, da, într-adevăr, ți-am zis, da. Mai bine și noi, așa, ne distrăm și noi. Am fost la o petrecere, au fost și câteva fete, câțiva băieți, ne-am distrat și noi. Dar nu prea aș mai vrea să mai beau, că totuși o să-mi fie cam rău după, că deja mă simt, nu prea sunt în apele mele. Nu prea aș vrea, nu știu, eu aștept ăsta, ia să vedem dacă vine. Ok, trebuie să apară, bă, da, ia. Hai că totuși beau, mă. You went missing, your body was never found? Mă, ok. Mă, ce s-a întâmplat? Ce, că am murit? Adică am băut de la ăla și era ceva drog? Ce era? Bă, what? Eu nu înțeleg nimic. Și acum, ok, încă 2 finaluri. Dar care-i faza? Ce se mai întâmplă? Bă, dar omul a venit de aici. Dacă mă duc, nici nu pot să trec în partea asta, în fine. Ok, ăsta vine în trimite, dar nu, chiar nu știu, bă, nu știu ce s-a întâmplat. Chiar nu știu ce s-a întâmplat. Adică, și că nu mi-a mai fost găsit corpul, înseamnă că mi-a făcut ăla ceva prima oară, dar mai sunt 2 de astea, chic. Adică, nu știu ce s-ar putea întâmpla acum. Sau a fost un vis, mă, cred că a fost un vis totuși. Cred că, na, sunt amețit, v-am zis că dacă am venit și eu de la băutură, de la o petrecere, sunt amețit. Adică, nu știu. Care treaba, bă, dar mai vine ăsta odată 3 minute. Mamă, mai aștept. Iar mai poate mai apare iar cineva de aceea. Bă, nu cred că mai apare nimeni, că totuși a fost un vis. Adică, eu spera să nu mai apară nimeni. Ia să mergem în partea asta. Pot să merg pe drum? Da, dacă merg. A, nu merge să merg. Nu pot să merg până în partea cealaltă. E cam întuneric. Nu văd nimic, într-adevăr, dar da. Mă, iar vine cineva. Iar e omul ăla. Bă. Ok. Sper, băieți, că a fost un vis și că nu o să se întâmple realitate treaba asta. Da. Doar o persoană care așteaptă autobuzul. Așa a fost și în vis. Doar o persoană care așteaptă autobuzul și cam seamănă cu acea persoană care a așteptat autobuzul. Eu n-aș vrea să fiu ok. Nu vreau să mă bag în discuție pe el acum. Chiar hai că stau și eu cu spatele. Aștept și eu autobuzul din partea aia. Trebuie să vină că merg în partea aia. Dar aștept autobuzul totuși. Nu vreau să mă bag în discuție cu. Mă, stai că nu vreau să mă uit la el, băieți. Dă-și pe acolo un buton de like și eu să de like-ul la acest videoclip, adică bestia să dai like-uri dacă ați ajuns până aici. Scrieți și voi acolo în comentarii, nu știu, ce să scrieți, bă. Hai să scrieți ceva, nu știu, fascinant. Scrieți fascinant în comentarii. Habar n-am, nu știu, asta mi-a venit în cap. Hey, kid. Ce m-a adus, bă? Domnule, ce să mă aducă pe aici seara? Știți și voi, am fost și eu la, știți cum e, să mai distrează lumea, mergem și noi la niște petreceri, ca tineri, suntem și noi tineri, ne distrăm, că avem și noi o copilărie, cum ar veni, suntem și noi tineri, avem o viață și vrem să ne distrăm și noi. Ai o sticlă cu bere, bă, nu prea aș bea, dar nu știu ce să zic. Bă, să beau, mă, cu el, să beau cu el. Totuși, hai că beau cu el, poate e un om necăjit, sincer, adică să nu creadă că nu-l bag în seama cum ar veni. Hai că-i dau. Oh, a venit autobuzul, mamă, stai că nu mai beau. Hai să mă duc și eu la autobuz, să merg și eu acasă. Oh, mamă, deci e bine că... Mă! Tocmai ce vreau să zic, că bine că nu s-a întâmplat ca în vis și eu tocmai tot ce am fost într-un vis, adică ia 3 minute, ok. Iar am visat, mamă, dar de data asta am visat tocmai bine, dar sper că a treia oară nu o să mai apară nimeni și că o să fie un vis perfect normal, adică să nu fie cu alte de-astea, cu chestii înfricoșătoare, să nu îmi stea inima în loc, că totuși mie e cam frică puțin, așa că e noapte, vreau să ajung acasă, totuși sunt un copil care vrea să ajung acasă și nu cred că ar fi în regulă să se întâmple ceva cu mine, adică ar fi cam nașpa, sincer. Hai să aștept și eu aici, hai că l-aștept, mă, stau așa în partea asta, bă, dar cam nașpa cu, nu cred că mai, aici nu cred că mai trece nimeni, mă, să ia covorul ăsta, hai că covor dacă e. Nu cred că mai trece nimeni să ia coșul ăsta de gunoi, că cam s-au strâns niște privighetori pe aici. Ce am zis, mă, privighetori? Da, băieți, sper că de data asta nu o să mai fie un vis, pentru că au fost două vise, de fapt. Bă, iar vine cineva. Mă, același om.
Bă, eu iar visez, bă, sper că e tot vis, că nu înțeleg. Da, doar persoana care așteaptă autobuzul, clasic, am mai auzit asta de două ori în vis, dar sper că de data asta o să fie totul ok. Sper să nu mă bagi în seamă. Hai că nu mă uit la el. Deci nu mă uit la el. Și de data asta nu vreau să vorbesc. De data asta eu nu vreau să vorbesc. Bă, de data asta chiar nu vreau să vorbesc cu el pentru că e un ciudat, ok? În vis a fost foarte ciudat și de data asta nu vreau să fie la fel de ciudat, ok? Hello there. Da, salut, salut. Cine te-a adus aici? Bă, am fost și eu la petrecere, mai mult nu vreau să-l zic că mi s-au întâmplat niște lucruri. Da, nu vorbesc, nu vreau să mai vorbesc mai mult, te lasă, mă, în pace. Bă, băieți, nu știu, nu vreau să mă lase în pace, bă, că nu e bine, bă, nu e bine ce se întâmplă, nu vreau să dau mai multe detalii, că v-am mai zis mai devreme în alea două dăți. Mamă, iar are ăsta bere, bă. Nu, nu vreau să beau bere. Domnule, eu nu vreau să beau bere, vreau să ajung liniștit acasă, am băut, am fost la o petrecere, tocmai ce v-am spus. Vreau să aștept liniștit autobuzul și nu vreau să beau bere. Lăsați-mă în pace. Mamă, dar e și frig. E și frig. Tremur puțin. Tremur și dă frig și dă frică. Dar autobuzul nu mai vine, asta e. Ăsta e ultimul autobuz? Ok, hai că a venit autobuzul. Domnule, lăsați-mă că plec și eu la autobuz. Plec și eu la autobuz. Hai mă, ia. Ok. Am ajuns la casă singur. Hai că ok, e bine. Am ajuns acasă. Perfect. Am ajuns acasă. Tot ce-mi... Mă, ce... Păi, iar a fost vis. Doamne, și de data asta chiar nu m-am băgat în seamă. Înseamnă că de data asta cred că dacă mai vine cineva, beau bere cu el. Nu, că, na, dacă să visez așa în continuu. Bă, nu mai suport să visez așa în continuu. Bă, visez în continuu, în continuu visez. Nu vreau să mi se mai întâmple asta. Ce o fi, o fi, ai, mă duc. Dacă mai vine cineva, în realitate, beau, mă, beau de data asta cu el. Nu mai fac nimic altceva, ai, ce să și fac, ai, na. Am ce să mai zic, n-am ce să mai zic mai mult de atât. Dacă să mă bântui chestia asta în continuu, mai bine beau cu omul ăla care o să vină și aia. Probabil de data asta nu o să mai fie un vis, dar sper să nu fie nimic rău. Adică, de data asta nu mai vine nimeni. Ceea ce este bine, tocmai ce am zis că nu mai vine nimeni și... Da. Da, doar o persoană care așteaptă, clasic, a patra oră când ajung, când aud treaba asta, doar o persoană care așteaptă autobuzul. Bine, aștept autobuzul. Și ce vrei eu să fac? Ce vrei să fac în privința asta? Învăț eu de treaba mea. Și la 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 la. Hai să cânt și așa puțin că mi-e cam frică puțin. Acum am făcut și o rimă și mergem la acasă. Ha? Aia sticlă de bere cu tine. Hai mă că bea de data asta. N-am ce să mai fac, băieți, dar nu mai scap de visul ăsta, nu mai scap. Bă, sper că și ăsta e un vis, dacă totuși beau și se întâmplă ceva aiurea. Hai mă că beau, hai că beau, în sfârșit, gata. Nu știu ce e cu jocul ăsta, băieți, nu vreau să mă joc niciodată, dar totul se întâmplă foarte ciudat la 3 dimineața. M-am trezit de vreo 5, 6, 7, 8, 10.000 de ori. Cam atât cu acest episod, nu vreau să... No, bă, ce mă cu jocul ăsta? Vă rog eu, dați-mi și mie niște jocuri ca lumea, horror, dați-mi niște jocuri mișto, că ăsta e cel mai ciudat joc horror. Cam atât cu acest video, nu mai intrăm pe jocuri, de ce nu, pa, pa.